Cum ți-ai caracterizat partenerul? Competitiv și amuzant, pentru că de fiecare dată râdem amândoi și mereu luptă la fiecare punct și niciodată nu știi când este gata, când joci un meci cu el, până nu dai mâna la final. Aș putea spune despre Edi că este foarte ambițios, pentru că el muncește din greu pentru ceea ce își dorește și niciodată nu renunță și asta apreciez foarte mult la el. Care este cea mai mare calitate a ta? Cea mai mare calitate a mea este viziunea, pentru că în momentele cheie de obicei mă descurc foarte bine. Ambiția, pentru că am o putere de muncă foarte mare și sunt foarte mândru de această calitate a mea. Dar cel mai mare defect? Aș zice că sunt încăpățânat. Dacă îmi propun ceva, trebuie neapărat să fac acel ceva la un moment dat. Cred că cel mai mare defect al meu este că mă enervez câteodată destul de repede și încerc să reglez asta. Nu este ușor, dar cu siguranță voi reuși să fiu mult mai calm. Care este cea mai mare pasiune a ta? Să stau cu prietenii și familia. În afară de tenis de masă nu prea fac alte activități, dar îmi place foarte mult să petrec timp alături de persoanele dragi. Cea mai mare pasiune a mea este să mă joc FIFA pe consolă. Îmi place foarte mult, mă joc de când eram mic și îmi place să mai și citesc. Care este sărbătoarea preferată de peste an? Crăciunul, cu siguranță, pentru că ne strângem mereu, toată familia, și petrecem timp de calitate împreună. Sărbătoarea mea preferată de peste an este Paștele, pentru că eu și toată familia mea ne reunim și petrecem niște momente foarte frumoase. Cui ai oferi un buchet de flori? În acest moment, cu siguranță, mamei mele, pentru că m-a susținut foarte mult în tot parcursul carierei mele și îi mulțumesc și ei și tatălui meu pentru tot ce fac pentru mine. Cu siguranță mamei mele, pentru că de fiecare dată ea este aici pentru mine și mă susține în orice ce fac. De la ce oră ți-ar plăcea să chiulești la școală? Aș vrea să chiulesc de la ora de chimie, pentru că niciodată, sincer, nu prea mi-a plăcut și da, cred că ar fi singura de la care aș chiuli. Matematică, cu siguranță matematică. La început mă descurcam așa, dar cu timpul, lipsind de la școală din cauza competițiilor, mi-a fost mai greu. Ce nu ai mâncat niciodată și de ce? Eu nu sunt genul mofturos la mâncare, dar sincer nu pot mânca sfeclă, nu e pe gustul meu. Sincer, niciodată nu am încercat să mănânc roșii, nu știu de ce, nu-mi plac deloc, mi se par așa, nu știu, pot spune scârboase și cu siguranță nu o să încerc niciodată. Ce meserie ai fi îmbrățișat dacă nu erai jucător profesionist de tenis de masă? Probabil kinetoterapeut, pentru că îmi place foarte mult partea asta cu mușchi, cu să fac lumea bine și da, cel mai probabil kinetoterapeut. Cred că aceea de a fi preot, pentru că eu și toată familia mea în general este axată pe acest domeniu și mi-a plăcut de mic să mă duc la biserică și să cânt și cred că dacă nu ar fi tenisul, aceasta ar fi cealaltă meserie. Unde te vezi peste 5 ani? Tot la fel, jucător profesionist de tenis de masă, cu cât mai multe realizări, ca și până acum, numai că puțin mai bine și mai înaintat în vârstă. Peste 5 ani mă văd tot un jucător de tenis de masă la un nivel înalt.